Atât vă zic, nu-l mai supăr pe Darusel. Ia uite, mami, ce avem aici? Noi avem aici un dispenser care o să ne dea o culoare și antenă. Ce culoare o să spică cu aia o să curățesc? Adică dacă... Și bă, Darusel, să-mi țin, stai puțin, ce culoare o să spică? Bă, băiatule, ți-a mai zis? Du-te la școală, copile, du-te la școală. Ce nu știi să vorbești, Darusele? Mi-a adus aici un dispenser, ce culoare pică? Cum adică ce culoare? Ia, sunt două culoare. Și ce vă să fac cu culorile astea? Ce culoare pic? Deci astăzi tu trebuie să spui tu mie că pe mine mai dus la un concurs de construit și trebuie să aleg o culoare cu care să ce? Să construiești! Să construiesc, da, dar vorbește mai că nume și ce să construiesc? Cum adică ce, cum adică să construiesc doar cu culoarea aia? Nu, m-am fi antenă! O să construiesc, da, o să folosești mai multă culoare. Adică dacă, uite, dacă aici o să ai roșu... Ce roșu, că aici e negru și cu alb! Dai, lasă! Deci, practic, tu vei să zici că culoarea principală pe care să o folosești și mai des ar trebui să fie una din astea. Ok, dau și ce mi-a picat? Mi-a picat negru, dar să le... Culoarea mea principală, practic, cea mai bună, o să fie negru. Păi ce trebuie să construiesc, dar să le... Că nu înțeleg. Păi fie... Au, o vilă, uite, aici așa. Uite, bam, 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 bam. După mai ce bam, dar să le... Bă, dar să le... Mă ter... Bă, dar să... M-ai adus la concurs de construit? Sau cel mai... La ce m-ai adus, dar să le... Că vă... Păi hai să facem, deci vrei să facem o vilă, asta ai zis, da? Da, păi bine, hai să le... Păi da, alb, dar să le... Că ai rămas cu alb. Hai să mergem. Bine, mă, gata, copile, gata. O, oh, ce mă enervează ăsta. Mă, ce scrie? Mama urâtă. Darusel, ce ai scris acolo? Ia vine puțin, ia vine puțin, vine puțin. Și tu știi ce scrie? Darusel, Darusel. A plecat. Ok, lasă. Ok, Darusel, vine aici. Vine puțin. Ai tu pe... De ce nu vrei să vii, Darusel? Ce? Ai făcut ceva tu rău, Darusele? Ai făcut ceva rău? Ia citește ce scrie aici, Darusel. Mama, stai. Așa. Așa. Tu te văd aici, Darusel, gata că mama superbă de urât. A, ok, bine, Darusel, lasă că vezi tu. Ok, astăzi construim o vilă. Bine, Darusel, gata. Ok, gata, Darusel. La final o să ne întâlnim aici la jumătate, da, Darusel. Hai pa. Aolo, ce bine, frate. Deja o să scap de ăsta și acum pot să folosesc și eu vocea mea normală, că nu mă aud aici. Deja nu mai super, frate. Hai că ne facem acum vocea noastră normală, să nu mai auziți pe Rafael, că mai mult ați auzit pe mama strictă cum ar fi. Acum o să o auziți pe mine și când o să mergem să vedem ce note o să dea Darusel la construcții și la astea, când ne întâlnim cu Darusel, vorbim înapoi ca mama strictă și o să fie mai bine așa. Dar trebuie să construim o casă cu culoare neagră. Chiar sunt curios, nu știu, să văd ce mă duce pe mine capul astăzi. Bun, acum ar trebui să mă auziți cu vocea mea normală și să vedem ceea ce putem să construim noi astăzi, pentru că facem un concurs de construit cu Darusel, trebuie să facem o vilă, deci mama lui strictă practic și cu Darusel trebuie să fac o vilă. Hai să vedem. Deci culoarea mea principală ar trebui să fie negru. Hai să vedem ce chestii mai avem pe aici negre. Putem să folosim chestii din acesta, de exemplu, asta, sticla aceasta de care chiar cred că o să ne putem ajuta. Luăm și astea pe aici, vreau să iau și astea și aș vrea să iau un ăsta, practic cum ar veni să pun ca pereți în înconjur pe acolo pereții și vreau să folosesc totuși și alb, că eu zic că alb ar trebui să mai ajute enorm, așa că luăm quartz, cred că luăm quartz. De fapt, ia să luăm de care, ia să mă duc eu la concret, cred că iau tot alb din acesta, uitați-l ăsta care este pe jos pe aici și o să vedem cum o să facem. Vreau să facem ceva mai special să arate cât de cât mai ok. Hai să încercăm aici să facem o formă, chiar sunt curios ce formă am putea să-i dăm. Aș vrea să-i fac o formă ceva de genul, dar nu știu cum o să arate. Ok, deci este o vilă, trebuie să fie ceva cât mai modern, să arate cât mai bine și înainte, adică când o să ajungem noi la final, vreau să vă spun de pe acum că vreau să ne scrie, să scrieți acolo în comentarii cine a construit mai frumos. Vreau să scrieți dacă mama lui Darusel, adică eu practic, pentru că maica sa nu știu unde e și acum practic facem noi partea asta în care noi suntem practic maica sa, că maica sa e plecată în vacanță sau nu știu unde e, nu știu dacă mai vine maica sa, care e faza cu ea, dar în fine. Începem aici, facem o casă frumoasă în partea asta și ne luăm și o de asta, cum se numește, o ușă. Trebuie să ne luăm o ușă să vedem dark door din aceasta, cred că luăm. Asta este cea mai perfectă și unde să punem ușa? Să punem aici? Cred că zic că ar fi o idee să putem să facem aici. Fiți atenți când vreau eu să gândesc pe chestia asta. Vreau să pun aici, după aș vrea să fac ăsta ceva de genul așa, chiar dacă nu ar da el cel mai bine, pentru că nu vreau la asta modern să folosesc neapărat scările. Dar aici uitați-vă cum o să folosesc asta și eu zic că așa ar arăta mult, mult mai bine. Eu zic că e mult mai frumos. Și în părțile astea ar trebui să umplem noi așa cu alb. Nu știu dacă aici ar trebui, cred că ar trebui totuși să pun fix aici. Uitați așa, dar punem de astea fix așa, de astea mici, nu le punem pe astea mari, sau dacă punem de astea mari, să vedem cum arată. Nu, punem de astea mici, arată mult mai bine așa. Eu zic că e ok. Și chiar sunt curios cum o să se descurce și Darusel astăzi. Să vedem cum o să încerce să impresioneze pe maica sa. Asta este cel mai interesant. Punem partea asta și facem un fel de design din acesta. Eu zic că arată ok, chiar îmi place cum arată, sincer, dar în partea asta cred că ar trebui să o ducem tot așa ca să arate mult mai bine. Dar de fapt, nu, că aici practic
practic eu deja am făcut intrarea asta și pe aici n-ar mai fi o intrare. Uitați, ne ducem ăsta mamă și vedeți că arată fix perfect la fix l-am făcut. Dacă intrăm acum prin interior, eu zic că arată ok. Trebuie să mai punem și niște lanterne pe aici să arate totul foarte, foarte bine. Nu mai avem nevoie de ușile alea. Punem o lanternă undeva pe aici. De fapt, cred că da, nu putem să punem acolo din păcate. Punem pe aici. Ia aici, nici aici nu putem să punem de fapt. Ia mă că fac eu aici o chestie. Punem fix așa, arată mai ok. Și da, trebuie să scrieți în comentarii ce note îi dați la construcția mea și ce note îi dați la construcția lui Darusel. Cine a câștigat astăzi? Dar vreau să scrieți în comentarii construcția mamei stricte, pentru că așa ar arăta mai bine, pentru că practic asta e tematica. Eu astăzi sunt mama strictă, costumată mama strictă și așa ar trebui să scrieți voi în comentarii cine a făcut mai frumos dintre el și mama strictă. Acum, pentru că am zis eu, stați puțin, chiar să chestia, am zis că vreau să pun aici ca și cum astea sunt, ăștia sunt pereții cum ar veni. Ok, pun peretele în partea asta, pun în partea asta tot la fel peretele și în partea asta tot la fel. O să le fac ceva de genul, o să termin forma asta. După ce termin forma, vreau puțin, de fapt nici nu cred că pot să vorbesc cu Darusel, că nu mi-a dat căscuță din acea. Mă, ce face? Uitați, ok, deci Darusel se uită. Deci Darusel se uită la maică, am înțeles. Deci dacă Darusel a făcut ceva asemănător, știți de unde, știți cum a făcut. Am văzut, suntem martori cu toții. Bun, momentan am făcut așa, cam așa arată modelul. Eu zic că arată chiar interesant, chiar îmi place cum arată, sincer, chiar este un model super tare. Vreau să-mi spuneți acolo părerea voastră în comentarii despre acest model. Mie chiar, vreau să spun, chiar sunt așa surprins, adică mie chiar îmi place, chiar îmi place, știți ceva, chiar îmi place, super interesant. Și acum să vedem cum să putem să facem. Vreau să fac, am o viziune, dar ar trebui să stau puțin să mă gândesc. Deși cred că o să lăsăm să vedeți puțin mai târziu, o să încerc aici să mă gândesc cum am o viziune ca și cum să sucă cumva aici puțin mai în sus, să fie ceva de genul cum vedeți cum e aici, să fie de fapt nici nu știu, vreau să ok, o să încerc să fac și o să vă zic la final dacă a fost ceea ce am avut eu în viziunea mea practic, dacă am făcut fix cum mi-am dorit sau dacă a ieșit altceva. Să sperăm totuși că o să iasă ceva bine, asta e cel mai important. Ceea ce vreau să vă spun e că sunt mulțumit de rezultat. Cred că asta era ce aveam eu în viziune, așa în plan. Chiar îmi place cum arată. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce părere aveți de casa aceasta. Este o casă cu culoarea principală negru, ceea ce și-a dorit Darusel. El face cu alb și bă, chiar îmi place cum arată aici. Chiar sunt curios ce părere o să aibă, pentru că eu sunt transformat în mama lui strictă. Chiar sunt curios ce părere o să aibă acesta când o să vadă ceea ce a construit practic mama lui, dar de fapt de fapt teoretic mama lui, că practic sunt eu până la urmă costumat în mama lui strictă și transformat și vorbesc și cu vocea, dar acum e bine că pot să vorbesc și eu normal, să mi-a eu și eu așa suflu și toate astea. Cam așa arată prin interior casa aceasta, mie îmi place cum arată. Acum trebuie să mă ocup de interior. Vedem, poate facem multe. Ce facem ăla? Bă, de ce s-a uitit? Mă, e pe aici pe undeva, dar mă întimă ăla. E acolo, mă? Ia să mă uit prin partea asta. Da. Mamă, ce face Darusel acolo? Nu vine să cred, nu o să aibă absolut nicio șansă, pe bune, frate. Nu o să aibă absolut chiar nicio șansă. Acum, hai să ne apucăm de interior să vedem ce o să facem. Deci, în primul rând, într-un interior din acesta, ar trebui să facem și noi un pat. O să punem un pat din acesta. Bă, arată genial, că practic e culoarea negru. Hai să ținem și aici să arate tot un negru, practic să arate tot așa mai special, să fie negru în prim plan. Eu zic că îmi place super mult, chiar arată super tare. Acum hai să ne facem un calculator. Trebuie să ne luăm și un scaun. Deci trebuie să ne luăm și scaun. Dar fiți atent, vreau să-mi iau un scaun de ăsta de office, nu vreau să-mi iau de gaming. Ar arăta mai interesant în partea asta. Unde să-mi pun eu calculatorul? Hai că mi-l pun fix aici. Eu zic că arată că e un loc ok, e un loc decent. Pune și scaunul ăsta acesta fix aici. După ce trebuie să iau ăsta, pentru că nu vreau să fie negru. Stai puțin că nu cred că am luat ăsta. Ăsta era, ok. Vreau să-l pun ăsta aici foarte frumos în partea asta. Îl facem negru, scaunul acesta. Ăsta îl facem și pe el cumva de genul, cred că fix așa. Așa arată cel mai bine. Îmi place cum arată așa. Păi ok, momentan chiar e ok. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut eu aici. Îmi place extrem, îmi place enorm, sincer. Dar nu știu ce să mai fac acum. Hai că mai punem și un de ăsta aici. Să punem, de fapt, hai că-l punem tot aici. De fapt, mă, ce e ăsta? Nu e ce credeam eu că e, dar ia mă că-l punem și pe ăsta. Să fie așa, de decor aici, practic să fie. Mamă, vedeți că arată genial ăsta. Și acum că tot am pus ăsta, hai să punem și un televizor, dar unde să-l punem? Hai să punem de ăsta de perete, care să stea pe perete. Dar unde să-l punem? Îl punem în partea asta, frate, televizorul ăsta, dar totuși nu prea ar fi trebuit să fie el aici, dar mă rog, pentru că practic nu prea s-ar vedea, dar trebuie să stau eu așa, stau eu mă uit dintr-o parte, stau așa. Ăsta de fapt, nu, hai mă că lasă așa, ok. Eu zic e ok. Mamă, hai că l-am dat și eu pe ăsta. Deci îl punem în partea asta și acum trebuie să facem ceva de genul. Nu, că deja m-am zăpăcit de tot, sincer, cu el. L-am întors cu spatele. Mă, ce fac mă la televizorul ăsta? Ok, calm. No, bă, deci dacă ok, calm, încă o dată și încă o dată și acum ultima oară. Ok, acum hai să de fapt nu, încă o dată. Ok, gata, te rog, gata. Acum hai să vedem. Deci punem direct pe. Hai să punem ceva tot așa. Hai să punem, hai că punem ăsta. Punem ăsta să fie
puțin așa și lumină, să nu fie chiar așa vibe-ul ăsta tot în negru așa, să fie vibe mai luminos, oarecum că nu e chiar tot, dar să fie oarecum mai luminos. Hai să vedem ce mai putem să mai punem dintre toate lucrurile ce mai avem noi pe aici. Ce am putea să punem noi într-o casă? Ia să mă gândesc chiar că punem un ăsta, ar fi genial, eu zic că arată ok și îl punem undeva fix aici. E ok, chiar ok. Ăsta mi se pare că e doar culoarea asta și oricum e ok. Ah, e și pe negru. De fapt, hai că îl punem fix. Hai că îl punem așa. Deși nu cred că arată ăsta cel mai bine, dar că îl punem așa să nu folosim chiar numai negru în continuu, mai folosim și alte culori. Acum, ia să punem și elefantul ăsta ca ornament. Eu zic că arată ok. Hai să-l punem pe ăsta, îl punem nu culoarea asta, îl punem griu acesta. Nu, hai că îl punem culoarea aceasta, arată mai ok. Să vedem ce să mai putem să mai punem, că avem foarte multe lucruri aici, dar nu știu exact ce aș putea să mai pun sincer. Punem un frigider, că ăsta eu zic că ne-ar ajuta, îl punem fix în partea asta, arată ok culoarea. Și trebuie să facem aici, să punem și niște d-astea cum ar veni, să avem și noi de mâncare, să preparăm mâncare. Dacă am pus frigiderul aici, punem ăsta, că îl punem în partea asta, să fie puțin mai la distanță și de calculator, să astea să nu prindă mirosul și astea la calculator. Ok, punem în partea asta, mai punem ceva așa și aici trebuie să punem plate din acela, dar nu mai știu cum se numea cu cuțitul ăla. Mamă, nu mai știu cum se mai numește. Ah, ok, de fapt hai că îl punem pe acesta. Nu-l căutam exact pe ăsta, dar e ok și ăsta arată ok. Nu știu, mai pun aici câteva chestii, după aceea cred că o să fie gata. Vă prezint, o să vedeți cum arată, după aceea ne ducem la Darusel, de fapt ne punem vocea înapoi de mama strictă, ne ducem la Darusel să vedem ce a făcut și el și să vedem ce note ne dăm noi între noi, ce note îi dă Darusel mamelui, că poate îi dă note mai mari, pentru că știți că cu mine nu dădea notele exacte, nu dădea ceea ce era adevărat. Oricum, decizia finală rămâne la voi acolo în comentarii. Vreau să scrieți mama strictă sau Darusel cine a câștigat acest meci de astăzi. Gata, în sfârșit am terminat și interiorul, venim din partea asta frumos, intrăm în casă, cam așa arată. Păi eu zic ok, n-am umplut cu foarte multe lucruri, am umplut cu esențial, cu chestii ca lumea. Bine, aici nu poți să faci nevoile, te duci direct acolo la apă, practic direct aici am oceanul frumos. Și da, cam așa arată în partea asta, este scaunul cu calculatorul. Eu zic că arată mișto scaunul acesta, dacă se folosesc unul de gaming, mi se pare genial acesta. Aici este partea asta de frigider, aici la ciocolată, da, asta curgătoare, cum ar veni fântână, aici avem ceas, avem toate astea, vedeți și o tarantulă aici, o statuie, niște chestii foarte frumos, arată genial aici cu oglinda asta, mie mi se pare genială combinația asta, cum am pus o asta și cu oglinda asta, dacă să pun oglinda asta în față, mi se pare genială asta mare așa. Și acum ne ducem frumos afară și vreau să mai facem ultimele chestii și anume, deci cam așa arată casa, ok? Acum vreau să fac, de fapt hai să-l facem în spate, să arate mai din spate, vreau să fac fix aici, vreau să facem aici o mare din acesta, un copac super, super gigant, un fel de palmier din acesta, vreau să facem așa frumos, o să arate genial palmierul și vreau să facem și un fel de apă ceva pe aici, eu zic că de fapt trebuie să-l cim puțin mai în sus ca să arate din spate, să se vadă totul bine, știți ce zic, să arate bine din spate, eu zic ok, uite aici este rădăcina, trebuie să facem puțin așa mai mare pentru că până la urmă e dita mai palmierul, trebuie să lungim și în partea asta să-l facem grosimea asta așa și în partea asta la fel, palmierul acesta arată ok, hai să-i dăm acum cu frunzele să vedem cum arată, eu zic că și frunzele astea, mie chiar îmi place să fac palmieri, mie un lucru în Minecraft, ce-mi place mie să construiesc sunt palmieri, frate, să fac niște palmieri dintre aceștia, copacii ăștia mie mi se par chiar super genial și sunt chiar ușor de făcut și uitați-vă cât de genial puteți să-i faceți din niște forme din acestea, dacă nu știați cu formele acestea, e bine ați învățat acum de la mine și mie chiar îmi plac chestiile astea, arată super geniale chestiile astea, dacă vă duceți la concursul de astea de construit și așa, eu zic că cu asta nu puteți să dați greș, pentru că arată super genial, chiar îmi place super mult, uitați-vă pe bune, bine, nu chiar, adică în momentul ăsta nu prea arată el genial, trebuia să-i mai retușez, eu să-i fac mai multe chestii aici, dar o să arate într-un final genial. După aceea cred că vreau să mai pun aici, hai să punem cum ar veni cum curge apă pe undeva pe aici și vreau să ducem așa să nu curgă asta apa. Ok, deci fiți atenți că arată genial, mie chiar îmi place cum arată, cum am făcut apa asta curgătoare direct din ăsta și arată aici, cam atât o să fie. Copacul ăsta ia să vedem, bă, arată ok, dar cred că merită mult mai bine, ia dacă mă uit din spate, bă, de fapt stai puțin că nu prea se vede din spate, sau de fapt dacă vii de aici se vede, dar oricum nu e important asta, ne ucizim acolo în spate, pentru că o să fie un secret de care Darusel nu știe și o să-l vadă pe urmă. După cum puteți observa, mi-am pus vocea mamei stricte și să înceapă concursul. L-am terminat aici, să înceapă distracția, am făcut și ăsta, arată genial, chiar îmi place super mult ceea ce am construit astăzi, este una dintre construcțiile mele preferate pe care le-am făcut, dar teoretic, de fapt, practic, sunt ca mama strictă costuma, practic, gen, într-un fel, mama strictă l-a făcut, dar de fapt nu l-a făcut. Și da, bă, mie chiar îmi place rezultatul. Acum hai să mergem peste Darusel, deja mă duc direct aici, nu mă interesează, gata, mă enervează Darusel. Darusel, ce e ăsta? Bună, mami, ce faci? Iată, mami, am făcut o vilă, unde e vilă?
șmecher, uite, și-o te mare, mare ca mine, uite, m-a nimic doar să-l, am și-o șmecherește, da, dar sunt foarte șmecherește, doar să-l, ai, am prezente șmecherește, cum mamă doar să-l, păi, că arată interesant oarecum, doar să-l, dar hai să vedem și pe interior, ok, pun niște faineri pe aici, mă, ce e asta, copile? Da, vreau să zic că, Vine puțin afară, că avem ceva de discutat, Darusele. Mi-am adus aminte de ceva. Ok, ai pus tu brazii ăștia de zăpadă, Darusele. Fii repede, dacă... Darusele, de fapt, nu, Darusele. Fii atent. Nu, nu, stai puțin, Darusele. Darusele, stai puțin. De ce, de Crăciun, n-ai venit la mine, la mama... Darusele, ieși afară în momentul ăsta. Spune, de Crăciun, de ce n-ai dat pe la mine, Darusele? Îți era așa de greu, măcar un telefon să-mi dai. Îți era așa de greu, Darusele? Îți era așa de greu? Da. Ah, ok. Ce să spun? Asta ai făcut tu, vrei să-mi spui tu mie. Pentru asta m-ai chemat să faci porcăria asta, Darusele. N-ai făcut nimic pe interior, nu? Dar mie îmi place, ce frumos. Contează ce pe exterior, nu pe interior. Oh, Darusele, e invers, mor. Oh, totul e invers. Oh, bă, dar, bă, Darusele, tu ești un ciudat, ok? Ești un ciudat. Ce notă să-i dau? Bă, arată ok, dacă, din, fiate, Darusele, din față, arată ok, îmi place din față. Din spate, din laterale, nu-mi place absolut deloc. Și din interior, groaznic, Darusele. Dar din față, bă, pentru față, îți dau nota 8-9, care arată un fel de palat, de ăsta, palatul parlamentului, ceva de genul, palatul regal, casa albă, ceva de genul, casa albă, ceva de genul, nu ai nota 10, ai nota 5, Darusele, 5! Ce naiba? Nu, 6, Darusele, îți dau 6. Acum hai la mine să vezi cu adevărat ce înseamnă să faci o casă. Deci, mama ta a făcut o casă cu adevărat. Trebuie să-i lecții, Darusele. Ia uite cât de frumos arată. Ce părere ai? Wow, mami, ce frumos e, ma! Mamă, o căpăcel, mă chemă, Darusele. Mami, hai, arată-mi. Ok, Darusele, hai să-ți prezint. De ce ai văzut cum arată Darusele din jur împrejur? Acum, interiorul acesta este casa mea, Darusele. Cea mai șmecheră casă, tu n-ai... Darusele, mă, nu te mai bate cu ușa asta. Uite, în partea asta cum arată totul, Darusele. Bă, genială casa asta. Uite, aici ai baie, ai toate astea. Aici, uite cât de frumos stai aici la scaun, la calculator, să te joci calculator frumos, ce spațiu, pat, genial, Darusele. Bă, Darusele. Alo, ridicarea. Spune-mi. Ce părere ai tu? Ok, mă, fii antenă, eu îți dau nota nouă, dar fii antenă, stai, full box, bă, Darusele, nu, îmi dai nota nouă, Darusele, chiar, că uite și o tarantulă aici, Darusele. Nu, mami, fii antenă, nu, Darusele, nu, mami, mie nu-mi place tarantula. Măcar a rămas ăsta, Darusele, ești un nesimțit, Darusele, ți-ai bătut joc de tot, Darusele, deci tu mă chemi, mi-ai stricat toată munca, tu m-ai chemat aici, mi-ai stricat toată munca, serios, Darusele, chiar mi-ai stricat toată munca, Darusele, chiar mi-ai stricat toată munca, ți-ai bătut joc, Darusele, da, mami, Darusele, de ce faci, Darusele, de ce ți-ai bătut joc de asta, Darusele? Darusele, nu mai, ia jos, nu te mai supăr pe bune, gata, ai încheiat-o cu mine, ești un nesimțit, Darusele, mă închinui să fac toată asta, adică vorbesc la modul cel mai serios, acum ai explicat-o de tot? Da, mami, fii antenă, fac să facă BOOM! Fraieră, și fii antenă, mami, fii antenă! Băi, acum fără glumă, frate, casa aia chiar îmi plăcea foarte mult. Mi-a distrus tot. Chiar nu, chiar acum chiar sunt supărat pe bune. Casa aia chiar am stat mult să fac și mi-a plăcut enorm. Nu cred că aș putea să mai reproduc o astfel de casă. Chiar arăta genial. Casa asta. Bă, mi-a stricat-o. Măcar o am salvată pe videoclip, dar atât. Altceva n-am ce să mai spun. Dar chiar îmi plăcea casa aia. Chiar, nu știu, mă atașasem așa de ea. Bă, era mișto rău de tot casa aia, dar mi-a distrus-o. Măcar scrie acolo ce notă merita casa mea și ce notă merită ce a făcut Darusele. După ce a făcut o porcărie, a mai făcut o porcărie că mi-a distrus mie casa, practic. Bine, da, într-un fel, da, îl trolez eu că sunt costumată mama lui strictă și el nu știe, asta e așa, dar, da, deci chiar nu mai am ce să spun, atâta aveam de spus, atâta, nu mai supăr, pe bune, gata, mi s-a luat. Era așa de frumoasă casa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.